Ei, cred că au și în casă, într-un cameră, dar în pot, cred că este la... Această firmă a fost intrată în lichidare de acum 3 ani de zile. Acum vreo 2-3 săptămâni o firmă elvețiană și-a manifestat intenția de a o cumpăra-o. Există un acord între ei și această firmă. Problemele cu mediul, fără investiții, nu se rezolvă niciodată. Noi dăm amenzi de plată la o lună, la două luni, când ni se sesizează de la agenție sau de plată. Spus la us să nu mai intre înăuntru? Da, nu fie. Dar și florile văd că-s pline de praf. Păi, dar le-am scuturat. Acum, nu am avea loc, da, se vă intră în oalele cu mâncarea, am înțeles. Doamne, cum să nu? Și în mâncare, cum să nu? Dar nu-i toxic. Peste tot. E toxic, pentru peste că... Peste data lui. De când e situația asta așa cu praful? Situația mai gravă este de vreo 4-5 ani de zile de când s-a închis întreprinderea minieră. Când se mai lucra... Iazul era udată, era umectat cu apă și nu producea atât de mult praf. În situația actuală e dezastru, mic. E toxic praful ăsta? E toxic, sigur, că e minereu de cupru, e cu flotanolul, care are conține cianuri. Am și intră și în mâncare, am văzut. Peste tot, peste tot. Am înțeles că aveți foarte mulți oameni bolnavi de plămâni. De... Da, îs bolnavi și mulțor și curățat. Îs bolnavi acum, dar lasă înainte. Păi uite, haide, condiții. Nimeni nu face nimic. Se dau bani la întreprinderea minieră de ani de zile ca să stea oamenii acasă în loc să fie ecologizat deasul, să fie... Mai e un aspect. Au vândut de la minera fierul și ăla. Trebuia să-l bage în ecologizare. Unde l-au luat? Unde l-au dus? Spate, uite, uite cum, uite, uite. Haideți aici să vedeți o bucătărie de vară. Na. Am luat-o de azi dimineață și am făcut. Și și aici vă intră praful. Da, uite, filmează jos, uite. L-am, așa am dus de dimineață. Luni ducem la primărie. Nu-i de vină. Și am spus, facem o asociație. Nu e legat. Asta e scula de bază, da. Te rog, uite, ăsta, așa fac, până de seară iarnă. Ce să vă? Ne-am pus că ne simțim foarte, foarte rău. Din cauza prafului? Da. În această localitate nu se mai poate trăi din cauza prafului. Bătrânii și copiii suferă, nici nu pot ieși afară. Vântul care bate ne sufocă. Am înțeles că e toxic praful ăsta. Este foarte toxic. Și atmosfera este plină de praf. De câte zile? Cel puțin se ne audă autoritățile că de fiecare dată ne plângem, dar se pare că n-avem cui. De câte zile acum ultima dată vă terorizează cu praful? Asta este a patra zi în care nu se poate. Și când ieșiți afară ieșiți cu masca? Uitați, afară trebuie să ieșim cu masca. Copiii și bătrânii stau înăuntru și nu se pot. Dar am văzut că intră și trece și pe lângă ușile de termopan. O să vă arăt un pic la mine în casă să vedeți ce este, că n-am făcut curat. Bun, deci 2 minute. Și dânsul este tot așa. Uitați-l. Așa cu domnul. Da. Păi am ajuns să umblăm cu mască că nu se mai poate. E dezastru, așa ceva n-a fost niciodată. E toxic praful ăsta? Eu zic că da, fiindcă această întreprindere a minera care a fost, a fost și molibde. În aceasta s-a folosit pentru procedeul care s-a făcut, s-a folosit soluții foarte toxice, care este dăunător. Orice mine există și uranul și de toate. Vă dați seama ce înseamnă pentru copii, pentru sănătatea oamenilor, pentru toți. Am înțeles că e foarte multă lume bolnavă de plămâni. Sigur. Care e cea mai predominantă boală de aici? În sănătate și ce să vă spun. Așa arată, cam în felul acesta arată o încăpere unde nu putem să ne desfășurăm activitate, cel puțin nevastă mea. Aici este chiuvetă unde se spală vasele și masă unde se pregătesc. Vă rog frumos, uitați, filmați și pe terasa așa. Uitați aici, uitați. Toxic. Vă rog frumos, dacă așa ceva se poate trăi în asemenea, poftiți. Uitați-vă.
grădinile spline de... Și ăsta e praf de o singură zi adunat. Ăsta este, da. Nu, de două zile ăsta este. Deci în două zile atâta praf s-a adunat în la noastră. Două zile așa praf s-a adunat aici. Și am mai măturat, asta e a treia oară când am măturat astăzi. Are un centimetru grosime. Da, da, are. De la primărie, de la garda de mediu, a venit cineva la noastră? Garda de mediu, n-a fost nimeni să ne întrebe, măi băieți, cum trăiți? Nimeni n-a fost să ne întrebe, nimeni. Nici reprezentanții de la SC Moldomini. Dacă merge și mai sus în sat, ce mai dezastru la oamenii aia? 1,30 m. Să fermăm, dezastru. Dezastru. Gata. Bună, răși. Haideți, haideți. Am iasă așa, pe de la Pojena se vede cel mai bine când filmați. Nu, nu mă ce să vă spun. El nu s-a putut circula în toată țara. Un pic. Uitați și exploarea cu cutur un pic, uitați. Uitați ce aici. Și după aia spune să mai facem agricultură.